Președintele USR Cătălin Drulă a povestit la un post de televiziune cum a decurs pe vremea când era ministrul transporturilor interacțiunea sa cu Iulian Dumitrescu, personaj extrem de influent în PNL, acum anchetat de DNA pentru luare de mită. El îl descrie pe liderul liberal ca pe un combinator care era obișnuit să facă jocurile în Ministerul Transporturilor. Stenogramele unei discuții purtate în biroul lui Drulă pe când acesta era ministru al transporturilor au fost publicate acum 2 ani de G4 Media. Potrivit stenogramelor, Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova și un deputat PNL, George Stângă, au încercat să-l convingă pe Cătălin Drulă să-i păstreze în funcție pe șefii Asociației Române de Salvare a Vieților Omenești pe Mare și Administrației Fluviale a Dunării de Jos Galați. Iată cum își amintește liderul USR acel moment. Un combinator intră în birou unui ministru cinstit și care vrea să facă treabă. Cam asta este o situație care s-a repetat în guvernarea PNL-USR. Pentru că noi nu i-am lăsat să fure. De fapt, tot acel caz e legat de o achiziție supraevaluată a unor vapoare în mandatul domnului Bode, înaintea mea, în pandemie, în 2020, când toată lumea strângea cureaua. Pentru că Drulă nu a cedat insistențelor lui Dumitrescu, unul dintre administratorii firmelor de apartament care intermediau tranzacțiile cu nave i s-a plâns la momentul respectiv unui fost general SIE. Este totuși o problemă cu acest om care nu pot să spun că e om, e un câine acest Drulă și trebuie să găsim o soluție pentru el. Și dacă omul ăsta e nebun, e nebun, crede-mă, eu știu ce spun. Îți spun din sursă sigură și eu nu vorbesc prostii. Las-o încet, las-o moale până vedem ce se întâmplă în 30 de zile, 40. E posibil să dea demisia. Voi nu înțelegeți lucrul ăsta, că Drulă nu se înțelege cu nimeni? Dacă spun chestia asta, trebuie să mă înțelegi. Te rog frumos.